Bună dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată astăzi Bitcoin. Se pare că, exact ce vă spuneam aseară, avem o rezistență puternică la 63.636 și nu a putut să o rupă. Și ce a făcut? A mers să testeze suportul. Aproape. Mai exact, a mers să testeze EMA200. Povesteam eu că ușor o să meargă să aibă o acumulare, o consolidare practic. Da? Dar vedeți că a creat o rezistență pe care a ținut-o, a fost un fake aici, dar s-a întors, un suport, da? Și acum sunt șanse foarte mari să plece de aici. De ce? Fiindcă este un canal descendent care este bullish. În momentul când îl rupe, așteptați-vă la creșteri. Da? Adică sunt șanse foarte mari să plece. Așteptați tot timpul confirmarea, să rupă, da, și să închidă o lumânare peste și apoi puteți oricând să intrați sau oricând să tranzacționați. Momentan Bitcoin-ul arată bine, chiar foarte bine. E, chiar vă spunem zilele trecute, o să consolideze aici, practic o să aibă ceva mișcare aici, fiindcă e normal să facă lucrul ăsta, practic o consolidare, acumulare și apoi o să plece la următorul nivel. Mai exact 74.000. Bun. În principiu cam atât am vrut să vă spun despre Bitcoin. Haideți să analizăm câteva monede. Mi-a cerut să analizez Cardano. Cardano vă tot spunem eu pe daily că avem un symmetrical triangle pe care l-a cam ținut ceva timp. Ia asta să vedem. Ceva de genul. De fapt, suntem în el. N-a plecat de aici. Observați? Dar ușor, ușor, eu cred că pregătește ceva frumos. Da? Adică pregătește... Practic aici avem un Elliott Wave 1, 2. Asta e mai mult o consolidare și apoi plec. Deci așteptați-vă tot timpul să rupă rezistența, să ia suport și să plece. Da? Bun. Deci arată foarte bine Cardano. Primul target este 236, 255, 2764, 289, 309. Ăsta aici e o rezistență foarte puternică. Da? Și apoi next target, deci eu văd la 3978. Bun. Haideți să mai vedem luna ce face. Luna, din punctul meu de vedere, a făcut ceva foarte interesant. A făcut un Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5. Acum sunt mai mult ca sigur că este într-o corecție de tip A, B, C. Adică momentan s-ar putea tot în jos să meargă, chiar dacă arată cum arată. Da? Eu cred că o să mai aibă o mică corecție și s-ar putea asta să fie de fapt o corecție mai mare. Gen până la 31 sau 34 pe aici. Momentan eu n-aș intra în moneda asta. Nu știu, orice se poate întâmpla, dar aș aștepta să văd dacă ia în seamă ceea ce am spus eu aici. Adică aș mai aștepta un pic, n-aș intra în poziții. Da? În principiu cam atât am vrut să vă arăt. Foarte mulți oameni am văzut că chiar ați apreciat maxim ceea ce am spus eu zilele trecute legat și de Bitcoin și legat și de canalul nostru, site-ul nostru, exact, Școala de Trading. Oricum, este ceva fantastic, deci chiar super tare, adică mă simt super onorat să fac parte din comunitatea asta, adică să fim exact așa cum trebuie. Bun, aseară am avut un call cu băieții pe canalul de Discord și vreau să vă spun că este din ce în ce mai bine, adică oamenii sunt atât de motivați, sunt atât de bine dispuși, sunt atât de mulțumiți. Da? Eu, doamna, aici Corina, Lazio, 3% mulțumesc, se pare că moneda mea norocoasă cu care încep ziua. Deci ieri a făcut profit, azi a făcut profit și eu am intrat în Lazio. Chiar am postat aici, la ora 6:10, da? Și spuneam că în momentul când o să, de fapt a rupt, a testat și ce a făcut? Ia să vedem ce a făcut Lazio. A făcut foarte bine. Am avut azi profit cât? Adică vreo 6%.
sau chiar și mai mult. Deci s-a mișcat atât de bine Lazio. Exact aici, da? Am intrat. Am vândut aici. Un pic mai jos. Am mai intrat odată aici și am vândut undeva pe aici. Da? Deci am făcut de două ori câte 4-5%, adică a fost mai mult. Nici nu știu să măsurăm exact cât a fost. 5% odată și încă o dată 5%. Da, aici am intrat. Da. Am pus până 16. În principiu, da. Deci, cam asta facem noi aici. Adică să încercați să înțelegeți că lucrurile sunt de a vă ajuta să evoluați, să aveți o viață mai bună, o viață mai frumoasă, o viață mai liniștită și încă suntem bine. Așteptați. Așteptați creșterile, așteptați să termine bull market-ul, adică perioada aia în care o să vedeți totul parabolic, stați relaxați, calmi, nu vindeți nimic, nu vindeți niciodată, chiar spuneam acum ceva timp, niciodată să nu vindem în pierdere. Dacă avem o pierdere, este o pierdere asumată, adică o pierdere în care să înțelegem că am închis o poziție, dar trebuie neapărat să intrăm în altă poziție cu gândul de a câștiga. Adică nu ieșim dintr-o poziție și zicem gata, nu mai, mă las, fac puc de altceva. Nu. Decât să avem ideea asta, gata, renunț, mai bine stăm acolo în poziție și avem răbdare. De ce? Orice monedă o să se întoarcă. Orice monedă, chiar dacă a avut o corecție. Sunt monede care, uitați-vă ca idee ce a făcut moneda asta, Lazio. A fost listată la $1, a avut un spike până la 100, apoi a scăzut până la 18, a avut un hype până la 28 și de la 28 ce a făcut? A avut o corecție până la 11. Adică banii nu se fac decât pe așa ceva, doar că trebuie să ai răbdare, să înțelegi exact când trebuie să intri, da? Și ieri am postat-o la fel aici undeva era. Dar trebuie să ai răbdare când trebuie să intri. Deci nu trebuie să fii hai acum, nu. Tot timpul trebuie să ai răbdare, tot timpul trebuie să confirme un scenariu, tot timpul trebuie să să știi să citești indicatorii, tu trebuie să știi să citești un tipar. Asta încerc să vă explic, da? E foarte important lucrurile astea. Foarte mulți oameni au înțeles, oameni care vor să învețe. De ce? Nu vă gândiți că mai sunt 2-3 luni să termină bull market. Nu. Gândiți-vă la 2024. Gândiți-vă dacă de acum învățați, da? Și ușor, ușor, până în 2024, n-aveți cum să nu reușiți. Deci n-aveți cum. Deci gândiți-vă, și eu ca și target, n-am 2021, am 2025 target, da? Dar cu ajutorul Dumnezeu, ușor, 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 o să fim din ce în ce mai bine și împreună. Bun? În principiu cam atât am vrut să vă spun, vă doresc o zi minunată, baftă în trading și Doamne ajută!